Vă salutăm încă o dată, stimați colegi, dragi prieteni. Am ținut neapărat să venim în fața dumneavoastră după ce se întâmplă în ședința plenului să vă spunem care este poziția Partidului Democrat. Noi am solicitat de rând cu alți colegi excluderea mai multor proiecte de pe ordinea de zi care, din punctul nostru de vedere, reprezintă un abuz. Normele adevărate ale democrației nu sunt norme matematice, că majoritatea decide de fiecare dată singură, ne luând în considerație ce spun și cei care se află în minoritate. Democrația este adevărată, este atunci când reprezinți sau respecti, mai bine zis, și interesele celor care se află în minoritate. Toate aceste proiecte care au apărut pe ultima sută de metri, chiar cu o zi, două în urmă, au fost înregistrate. Și vorbesc despre proiectele cu referire la statutul limbii ruse, proiectul așa numit propaganda rusească, proiectele care țin de politica bugetar-fiscală și buget, care foarte repede au venit în agenda Parlamentului fără a avea posibilitate, cel puțin să avem timp suficient ca să le citim. Vreau să vă atrag atenția ce înseamnă, de fapt, acest lucru. Nu prima dată asistăm la un asemenea eveniment în Republica Moldova, când se încearcă cumva distragerea atenției publice, distragerea atenției societății de la niște lucruri care se intenționează a face, dar nu se dorește ca oamenii să fie conștienți sau să înțeleagă despre ele. Acest amestec despre limbă, identitate, autonomia găgăuză, cu cel care, de fapt, reprezintă interese financiare. Am vorbit astăzi odată despre politica bugetar-fiscală. Nu am timpul suficient acum, dar pot explica și poate voi face-o separat ce înseamnă doar acest șiretlic cu țigările, prin care a fost prejudiciat statul cu 160 de milioane în anul acesta și se dorește legiferarea acestui mecanism pe viitor. Iată, de fapt, ce se întâmplă. Pe de o parte vorbim despre valori mari, pe de altă parte încercăm să facem scheme financiare. Blocarea tribunei Parlamentului, desigur că nu este cea mai populară sau o metodă tradițională, dar este și aceasta o metodă de exprimare democratică. Partidul Democrat salută această decizie a colegilor, pentru că este unica soluție posibilă de a bloca acest dezmăț. Și eu vreau să cred că colegii care astăzi se află în majoritate pe SRM cu ușor vor înțelege acest lucru, că proiectele de o asemenea avergură trebuie discutate pe larg și aprobate printr-un consens larg. Vă mulțumim! Aceasta este punctul nostru de vedere și poziția Partidului Democrat. Dar să revenim la ședință? Desigur că revenim avem în ședință și avem o pauză. Mulțumesc! Mulțumim!